Premiul de excelență nu este cel din urmă, ci chiar după cum arată și numele, este unul care încununează practic cu activitatea. Prin acest premiu atragem atenția și dorim să vă reamintim că anul acesta, mă rog, la aniversat un pic la începutul anului viitor, se împlinesc 30 de ani de internet în România, așadar îl invităm pe Alexandru Rotaru alături de noi. Aplauze pentru veteranul. Am spus veteran avangardist al internetului, pentru că atunci când Adi Rotaru lucra pe internet, înainte de a se inventa internetul, eu l-am văzut prin 93 și de atunci tot am discutat și am tot invitat oameni mai mulți sau mai puțin cunoscuți în România. Cum atunci, acum 30 de ani, când am pornit asociația de Unix, aveam cu tot o altă idee. Noi aveam altă idee, adică vroiam să susținem sistemul de operare Unix și să facem ceva în direcția asta. Din păcate, printr-un concurs de împrejurare, atunci a apărut și Free Software-ul, adică s-a dezvoltat destul de mult Free Software-ul și în urma influenței Free Software-ului și a Linux-ului și a Unix-ului, a apărut și internetul. Deci toate lucrurile astea au fost simultane, însă habar n-aveam cum să facem ca aceste lucruri să fie vizibile în media. Deci, și atunci l-am cunoscut pe liberalismul și social-democrația. Erau tot acolo, tot așa. Da, oamenii se erau direcți. Erau direcți. Însă singurul lucru care nu-l înțeleg, nu-l știam cum să-l fac, era cum să mă adresez presei. Și atunci l-am cunoscut pe acest simpatic prieten, care l-am de perioada aceea, 30 de ani, un pic mai mult decât 25, într-adevăr. Și a zis, da, nicio problemă, asta se rezolvă. Și a apărut cu o zi înainte de conferința Roze 94, când trebuia să vină Richard Stallman aici și cu Lester Dyson. Pe loc, ăștia vorbesc despre Caritas, despre alte lucruri aici în țara asta. Deci eu trebuie să fac ceva. Și atunci Ion a zis, hai, e foarte simplu, chemăm pe toți, și mă ocup eu. Ce trebuie să fac eu? Păi tu fă rost de niște țuică și vin. Dacă se poate. Îi băgăm într-o sală și eu le explic. Și o să vezi că o să duduie presa. A fost oarecum așa. Am și filmul de la TVR când m-a prezentat el cu Linus Torvalds. Bineînțeles că a vorbit prezentatorul de la Medinescu. Dar noi nu aveam voce, aveam doar imagine și în ziua când am văzut acel film, eram cu Irina Anasiu și era un mic televizor și John Quaterman a zis, așa ceva este incredibil. Chiar ați apărut la televizor. Din păcate, adică Linus Torvalds chiar a apărut la televizor, omul ăsta care a inventat Linux-ul. Mie mi s-a părut uluitor că Ion a reușit să-i convingă pe aia să dea 5 minute. Ce nu știe Adi din laboratorul acela de media cu țuică, vin și covrici, au fost și covrici. Au fost și covrici. Așa. Și a fost o discuție aprinsă. O discuție de vreo câteva ore și după aceea toți au venit la mine și au zis ce ne-a povestit din asta, că aproape că n-am înțeles nimic. Și atunci, practic, pentru fiecare media dat parte, un text. Am dat un text. Corect. Pentru fiecare parte, un alt text, bineînțeles, în formula lui și ei, a doua zi, toți l-au publicat. Deci aproape a fost 90%, nu-i venea a crede că subiectul este... Uite, așa se face promovare în media. Da. În schimb, lucrurile s-au complicat. Că abia când a apărut primul hacker, este vorba de anul 97, toată presa a tăpărât pe noi, pe Asociația de Unix, să explicăm ce facem cu oamenii ăștia. Că președintele țării s-a fotografiat când mă la el. Iată ce oameni genial are această țară. Da, a apărut în ziar, front page. Și atunci noi ne-am închis toți într-o sală, am scris un mic text cu ajutorul lui, eram la Electron, pe fiind Piața Romană, și am dat acel text. Doi niști țineau ușa ca să nu năvărească acei ziariști înăuntru. Pentru că, doamne, ce ori să scrie ăștia despre acest om? Și am dat acel mic test la ce l-au pus în ziar și a fost ok. Dar tot cu ajutorul lui. În fine, sunt multe de povestit. Eu nu mă extind.
bine este că n-am vrut să vă explic ce lucrez acum și ce fac acum. E complicat. Important e, da, e complicat. Ar fi bine să, da, să mai să vedem rezultatele în timp. Da, da. Corect. Are niște clădiri de gestionat. Clădirile pe care le gestionează el, sunt multe companii de care au sediu. Energie verde și așa mai departe. Deci putem intra în domeniul ăsta, nu are sens. Într-o zi au venit patru norvegieni și un suedez cu un avion. M-au chemat să-i cunosc. Toți cei din Norvegia erau răciți, pentru că fusese un curent teribil în avion. Profesorul din Stockholm era ok. Și eu cu cei răciți am fost la o ciorbă de burtă. Acolo am discutat să vină cu niște antene de satelit în țara asta și să dea drumul la rețeaua Taite. Și așa a pornit toată rețeaua școlilor din România în anul 97. Totul s-a întâmplat, discuția asta a fost la restaurantul Tunărea, cred. Mă rog, mai vorbim.